Noche aquí de hockey, o surpriză vine Andy, e o scenă. Fără ajutor, fără decor, eu face totul să devină o problemă. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Fiasco cu hârtia igienică. Știu, sunt într-un tomberon și hârtie igienică peste tot. Dar nu este ceea ce pare, sincer. Știți foarte bine, câteodată cele mai mari farse au efectele cele mai mici. Bine, cine e comicul? 8? 9? 10? Iar începe. Andy, ne-ai dezamăgit foarte tare. Nu numai că eu și cu tatăl tău am fost chemați în biroul directorului de Rosa în ultima zi de școală. Ce ai avut în cap în momentul în care ai lipit un pește de peretele cantinei? Farsele tale au luat o razna în ultimul timp. Știi, în timp ce curățam sosul de pe perete, am realizat că în vara asta a sosit timpul. Nu mă puteți trimite la școala de vară pentru cercetaj. Sunt prea sensibil, nu o să supraviețuiesc. Să frec două bețe ca să fac focul și să leg noduri, să... Nu, vă rog! Nu, Andy, nu o să te trimitem la școala pentru cercetaj. Credem că e timpul să-ți iei o slujbă de vară. Deci, zilele tale de parazit fără niciun scop s-au terminat, nu? Nu... Nu! Ot, termină odată! O slujbă nu e ceva rău. Și oricum, gândește-te ce poți să faci cu banii câștigați. E super! O să fie vara lui Andy! Păcat că ești un tântălău fără pricepere și fără experiență. Asta s-o crezi tu, picioare de păianjen. Oamenii o să se lupte să angajeze un tânăr cum sunt eu. Andy, tocmai am primit un transport cu hârtie pentru muște. Te rog să-l pui în depozit. Da, domnule! Ești concediat. Puteți da o recomandare? Da, domnule Broadbent. Nu, domnule Broadbent. Da, o să-i transmit. La revedere. Ciudatul ăla iese vreodată din biroul lui de sus? Nu, și bine ar fi să nu iasă. Asta e ceva foarte important. Numai 2 porții de boabe de porumb la fiecare serie. Dacă pui mai mult, o să dea pe afară. Ai înțeles? Ok! Dumnezeule! Floricele? Neobrăzatule, nu este amuzant să pui gaz ilariant în tuburile cu oxigen ale pacienților? Ești concediat! N-are rost. Am încercat, dar... Las o baltă. Fierăria și cinemaul deja ne-au sunat. Ai de gând să le faci farse bătrânilor? Este clar că trebuie să te ținem sub supraveghere directă. Trebuie să-i găsești de lucru la fabrica de hârtie, m-ai înțeles? Nu, este imposibil. Păi nu te uita așa la noi, nu vom putea fi cu ochii pe el. Jen și cu mine o să fim preocupate cu curățenia la East Giggle pentru topul celor cele mai frumoase 10 orașe din Canada. Mamă, ți-am spus că vara asta este consacrată unui bronz perfect. Și eu ți-am spus că am nevoie de ajutor anul acesta. Wes Mushoof este pe primul loc de 2 ani și nu am chef să acord satisfacția de a câștiga a 3-a oară doamnei Brine, liderul comitetului lor. Și oricum, cred că mi-amintesc de cineva care a folosit mașina fără să ceară permisiunea. Ori o să mă ajuți, ori o să fiu pedepsită toată luna. Bine, cum o fi?
De ce vă faceți atâtea griji? Ar trebui să fie anihilate peste 3000 de orașe din Canada ca East Giggle să intre în topul celor 10. Hei, eu am o idee! Nu o să scapi până nu-i găsești de lucru la fabrica lui Andy! Și te înșeli în legătură cu East Giggle. Odată ce eu și cu Jen o să terminăm, nici măcar nu o să-l mai recunoști. Nu-i așa, Jen? Da, da. Mâine la prima oră o să văd care este situația. Sau o să-mi caut alt serviciu. Alo? Bună ziua, sora Pundarutnau! Ce mai face azilul de bătrâni East Giggle astăzi? Fii atentă! Doamnă Brain, o să-ți ștergem zâmbetul ăla de pe față. N-ai antrenat, draga mea? Oh, da! Sunt foarte fericită că stau pe stradă cu mama și nu sunt la piscină cu prietenii mei uitându-mă după băieți. Perfect! Să vedem ce e de făcut pe aici. O problemă cu ratonii. Uită-te mai bine, mamă! Cred că era un șobolan cu ochii negri. Ei, cel puțin știm de unde să începem. Poftim? Minunat! Nu numai că mă simt ca la închisoare, dar încep să și arăt ca acolo. Mersi, doamnă gardian. Poftim! Șamponul lui Jen, fixativul, gelul de păr și în final balsamul. Și aici e lipiciul, uleiul de măsline, vopseaua portocalie și sosul de roșii picant. Părul lui Jen are nevoie de o îmbunătățire. Tata! Tata! Am făcut-o! Ți-am găsit un post la departamentul de control al calității la fabrica de hârtie. Cine știe, poate că o să iasă chiar bine. Bine. O, și Andy, mai bine îi iei lui Jen un șampon nou. În regulă? Da, tată. E groaznic. O să fiu urmărit în fiecare minut al zilei. Privește partea bună a lucrurilor. Nu, foarte serios. Trebuie să privești partea bună a lucrurilor, pentru că tot ce văd e că o să fie o mare porcărie. Nimic nu poate face o zi mai productivă decât gogoșile. Hai să-ți arăt caseta de prezentare, după care vizităm fabrica. Ați venit la... Așadar, vrei să lucrezi în industria hârtiei? Vă mai amintiți cum se spunea că computerele o să elimine produsele din hârtie? Dar s-au înșelat. Ziarul nu mai este folosit numai ca sursă de informații. Are și alte funcțiuni. Încercați să vă reparați pantofii vechi cu chipuri de calculator. Și avem nevoie de hârtie pentru plicuri. Sunt folosite pentru scrisori. Să pui mărunțiși în ele sau o șuviță din părul iubitei tale. Aș vrea să văd cum face un calculator toată treaba asta, nu? Computerele nu pot iubi, computerele nu pot simți. Mori de invidie, domnule Gates. Așa încât dați hârtie o șansă. Acum mai mult ca oricând. Dar ce e aici? Nu, Andy, ești prea aproape. E în regulă. Este un angajat nou. Andy, nimeni n-are voie să intre acolo. Este mai multă pază decât la dulapul de pantofi al lui Celine Dion. Ce e acolo? Aur? Extraterestri? Extraterestri de aur? Lucrează la o nouă hârtie igienică, dragule. E strict secret. Oh, haide, mie poți să-mi spui. Doar sunt sânge din sângele tău. Nimic nu-mi poate smulge informația de pe buze. Tată! Bine, bine. Experimentează mărimi diferite de suluri de hârtie igienică. Zvonurile spun că unele au jumătate de metru lățime. Dar de ce? Păi, cred că pentru... Adică, oamenii sunt... Când te gândești la asta, deci... habar n-am! Este atât de degradant!
Sunt aproape sigură că violez niște legi pentru drepturile copiilor punându-mă să fac asta. Doamnă Larkin, îmi pare bine că ne-am întâlnit. Vreau să-i cunoașteți pe judecătorii apropiatei competiții, domnul și doamna Swift. Oh, și acesta este fiul lor, Blake. Doamna Larkin este șefa comitetului de înfrumusețare a orașului. Oh, da, este o adevărată plăcere. Aceasta este fica mea, Jen. Sunt foarte fericită să particip la înfrumusețarea orașului. Mamă, tată, mă duc la cafeneaua de acolo, pa! E atât de înviorător să găsești o tânără fată care e atât de hotărâtă să-și facă timp pentru frumusețarea orașului. Ce vroiam să spun? Blake, are pe cineva? Și aici o să stai tu. Bine, și ce trebuie să fac? Este perfect albă? Da, este albă. Da, asta e treaba ta. Vezi ca toate hârtiile să fie la fel ca asta. Atât? Asta e floare la ureche, adică, mă rog, hârtie. Lasă glumele pentru cantină. Și acum să trecem la treabă. Ascultă, Andy, am o familie de hrănit și vreau să-mi păstrez slujba. Așa că te rog, fără glume. Nu uita, ești aici ca să nu te mai gândești la farse. Ai priceput? Tată, o să fii mândru de mine. O să fiu cel mai harnic muncitor din fabrică. Ce? Unde? Măi, omule, dar e cumplit. Ce mai, doamne, ce zi! A trecut doar o oră, e timpul pentru pauză. Frate, dar slujba asta este mai plictisitoare decât dezbaterile din Parlament. Cum să mă țin treaz? Experimentează mărimi diferite pentru hârtie igienică. Zvonurile spun că unele au jumătate de metru lățime. Hop, 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 hop. Era și timpul. Aș mânca și un cal întreg. Nu uita! Ești aici ca să nu te mai gândești la farse. Ai priceput? Da, bine. Blake! Aici! Bună! Au! Discret, Jen, foarte discret. Cum spuneam, asta o să fie cea mai tare dintre farse, mă înțelegi, prietene? Și zici că o să aranjăm primăria domnului primar? Mai tare! Casa directorului de Rosa? Mai tare! Ce? Mă omoară suspansul! Prietene, câteodată găsești un plan ca ăsta unic în viață. În viitor, când cineva o să vadă un sul de hârtie, o să spună Andy Larkin! O să înfășurăm toată școala în hârtie igienică! Mi s-a oprit inima în loc. Dar asta înseamnă o grămadă de hârtie igienică. De fapt, o să ne ajungă un sul imens de hârtie igienică. Și știu eu de unde să iau. Acum trebuie să scăpăm de gorilele astea de lângă uși. E timpul pentru operațiunea Megasulul. Alarmă, alarmă, alarmă. Un intrus a fost prins de camera de luat vederi cum testa în secret modul nostru de hârtie super absorbantă cu 3 straturi. Rugăm securitatea să se îndrepte către toaleta bărbaților de la etajul 2. Hop, 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 hop. Ah, șobolanii! Ajutor! M-am tăiat în hârtie, am nevoie de voi doi să mă duceți la infirmerie! Hop, 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 hop. Ah! Au, au! Băieții ăștia sunt chiar buni!
Trebuie să existe o cale să scăpăm de ăștia doi. Prostii și macaroane. E totul în ordine, e totul curățat. Haide, acum e timpul. Dar nu mi-am terminat sandwich-ul. TPX numărul 2. Aproape că pot simți imensa moliciune a hârtiei. Ei, asta e ultimul pomișor. Cum merge treaba, Jen? Trebuie să-l pui la toate plantele. Pământul ăsta miroase. Nu puteam găsi unul care să miroase mai frumos? Oh, bună, Blake! Bună ziua, doamnă Larkin! Chiar admir o femeie căreia nu e frică să se murdărească pe mâini. Bună, Blake! Ah, ce drăguț! Fetița dumneavoastră își face de lucru jucându-se în noroi. De fapt, nu e noroi, este bălegar! La revedere! Jen, mai repede! Bălegarul nu se împrăștie singur! Locul ăsta mă face să plec. S-ar putea să fie mai multă informație, Danny. Haide, hai să pornim dulceața asta. Măsura pătratului de hârtie? 1 metru pe 1 metru. Nici prea mare, nici prea mică. Lungimea sulului? 4 kilometri, ar trebui să ajungă. Uite și pregătirile pentru tine. În copilăria mea puteam doar să visez la o hârtie igienică de mărimea asta. Am și o întrebare, mărețe creator al șervețelelor de baie. Cum te-ai gândit să scoatem asta de aici, te rog? Danny, băiete, ești în urmă! Asta e, exact la timp! Glumești, nu-i așa? Wow, livrare specială pentru King Kong! Nu prea cred că mașina o să care sulul ăsta. Să nu vă faceți griji, păpușa mea e mai puternică decât pare. După ea! Repede, repede, ne scapă! Copii isterici nebuni! Familia Swift și primarul sunt înăuntru de secole! Au trecut doar 5 minute! Sper să intrăm în topul celor 10! Cred că vom reuși? Sper ca totul să fie bine! Ești sigur că Andy se află la fabrica de hârtie? Este bine și liniștit la muncă. Acum este momentul tău de glorie. Bună, Blake. Este un festival de filme documentare săptămâna viitoare la cinema. Și mă gândeam că am putea merge împreună. Ce zici? De ce aș vrea să merg la un film cu tine? Ești doar un copil. Vreau să frumusețez orașul East Gekel. Plictisitor. Hei, ia-o de pe jos. S-a enervat fetița. Ia uite ce fată nervoasă are. Nu am crezut niciodată că voi spune asta, dar ai făcut treabă bună, frățioare. Hei, ce s-a întâmplat, iubitor al copacilor? Arăți foarte șifonat! În afară de ziua în care Lich și-a tras buza de jos peste cap, asta e cea mai tare chestie pe care am văzut-o până acum. Exact cum mi-am închipuit, e una de-a noastră. O să ai mari probleme, fiule. Sunt atât de supărată! Mi-ai umplut orașul meu frumos de hârtie igienică și ai stricat totul! Doamnă Larkin, trebuie să vă spun că... Vă rog, dați-mi voie să vă explic! Doamnă Larkin, nu e nevoie!
Cum ați reușit să obțineți acest minunat efect nu are importanță. Rezultatele contează. Ce idee extraordinară să folosești industria de bază a orașului ca să-l înfrumusețezi. Am hotărât. East Gekul face parte din topul celor 10 cele mai frumoase orașe ale Canadei. Am ales din nou orașul West Mushuf, dar decorațiile din hârtia dumneavoastră igienică l-au depășit. Nu prea înțeleg ce s-a petrecut aici, dar într-un fel a ieșit mirosind a roze, zău așa. Dar asta nu înseamnă că n-o să curezi mizeria pe care ai făcut-o. Și asta o să fie ultima farsă pe care o mai faci. Nu chiar. Hop, hop, livrare specială. Muzichii de hoti, o surpriză vine, Andy e o scenă. Fără ajutor, fără decolul, face totul să devină o problemă. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Surpriză vine, Andy e o scenă. Fără ajutor, fără decor, o face totul să devină o problemă. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Fiasco cu hârtia igienică. Știu. Sunt într-un tomberon și hârtie igienică peste tot. Dar nu este ceea ce pare, sincer. Știți foarte bine, câteodată cele mai mari farse au efectele cele mai mici. Bine, cine e comicul? 8? 9? 10? Iar începe... Andy, ne-ai dezamăgit foarte tare. Nu numai că eu și cu tatăl tău am fost chemați în biroul directorului de Rosa în ultima zi de școală. Ce ai avut în cap în momentul în care ai lipit un pește de peretele cantinei? Farsele tale au luat o razna în ultimul timp. Știi, în timp ce curățam sosul de pe perete, am realizat că în vara asta a sosit timpul. Nu! Nu mă puteți trimite la școala de vară pentru cercetaj. Sunt prea sensibil, nu o să supraviețuiesc. Să frec două bețe ca să fac focul și să leg noduri să... Nu, vă rog. Nu, Andy, nu o să te trimitem la școala pentru cercetaj. Credem că e timpul să-ți iei o slujbă de vară. Deci, zilele tale de parazit fără niciun scop s-au terminat, nu? Nu... Nu! Ot, termină odată! O slujbă nu e ceva rău. Și oricum, gândește-te ce poți să faci cu banii câștigați. E super! O să fie vara lui Andy! Păcat că ești un tântălău fără pricepere și fără experiență. Asta s-o crezi tu, picioare de păianjen. Oamenii o să se lupte să angajeze un tânăr cum sunt eu. Andy, tocmai am primit un transport cu hârtie pentru muște. Te rog să-l pui în depozit. Da, domnule! Ești concediat. Puteți da o recomandare? Da, domnule Broadbent. Nu, domnule Broadbent. Da, o să-i transmit. La revedere. Ciudatul ăla iese vreodată din biroul lui de sus? Nu, și bine ar fi să nu iasă. Asta e ceva foarte important. Numai 2 porții de boabe de porumb la fiecare serie. Dacă pui mai mult, o să dea pe afară. Ai înțeles? Ok! Dumnezeule! Nu se întâmplă!
Floricele? Neobrăzatule, nu este amuzant să pui gaz ilariant în tuburile cu oxigen ale pacienților? Ești concediat! N-are rost. Am încercat și am încercat, dar... Las o baltă. Fierăria și cinemaul deja ne-au sunat. Ai de gând să le faci farse bătrânilor? Este clar că trebuie să te ținem sub supraveghere directă. Trebuie să-i găsești de lucru la fabrica de hârtie, m-ai înțeles? Nu, este imposibil. Păi nu te uita așa la noi, nu vom putea fi cu ochii pe el. Jen și cu mine o să fim prea ocupate cu curățenia la East Giggle pentru topul celor cele mai frumoase 10 orașe din Canada. Mamă, ți-am spus că vara asta este consacrată unui bronz perfect. Și eu ți-am spus că am nevoie de ajutor anul acesta. Wes Mushoof este pe primul loc de 2 ani și nu am chef să acord satisfacția de a câștiga a treia oară doamnei Brine, liderul comitetului lor. Și oricum, cred că mi-amintesc de cineva care a folosit mașina fără să ceară permisiunea. Ori o să mă ajuți, ori o să fiu pedepsită toată luna. Bine, cum o fi? De ce vă faceți atâtea griji? Ar trebui să fie anihilate peste 3000 de orașe din Canada ca East Giggle să intre în topul celor 10. Hei, eu am o idee! Nu o să scapi până nu-i găsești de lucru la fabrica lui Andy! Și te înșeli în legătură cu East Giggle. Odată ce eu și cu Jen o să terminăm, nici măcar nu o să-l mai recunoști. Nu-i așa, Jen? Da, da. Mâine la prima oră o să văd care este situația. Sau o să-mi caut alt serviciu. Alo? Bună ziua, sora Pundarutnau! Ce mai face azilul de bătrâni East Giggle astăzi? Fii atentă! Doamnă Brine, o să-ți ștergem zâmbetul ăla de pe față. N-ai antrenat, draga mea? Oh, da! Sunt foarte fericită că stau pe stradă cu mama și nu sunt la piscină cu prietenii mei uitându-mă după băieți. Perfect! Să vedem ce e de făcut pe aici! O problemă cu ratonii! Uită-te mai bine, mamă! Cred că era un șobolan cu ochii negri. Ei, cel puțin știm de unde să începem! Poftim! Minunat! Nu numai că mă simt ca la închisoare, dar încep să și arăt ca acolo. Mersi, doamnă gardian! Poftim! Șamponul! Ochii de ochi, o surpriză vine, Andy e o scenă. Fără ajutor, fără decolul, face totul să devină o problemă. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Fiasco cu hârtia igienică. Știu, sunt într-un tomberon și e hârtie igienică peste tot. Dar nu este ceea ce pare, sincer. Știți foarte bine, câteodată cele mai mari farse au efectele cele mai mici. Bine, cine e comicul? 8? 9? 10? Iar începe... Andy, ne-ai dezamăgit foarte tare. Nu numai că eu și cu tatăl tău am fost chemați în biroul directorului de Rosa în ultima zi de școală. Ce ai avut în cap în momentul în care ai lipit un pește de peretele cantinei? Farsele tale au luat o razna în ultimul timp. Știi, în timp ce curățam sosul de pe perete, am realizat că în vara asta a sosit timpul. Nu! Nu mă puteți trimite la școala de vară pentru cercetași. Sunt prea sensibil, nu o să supraviețuiesc. Să frec două bețe ca să fac focul și să leg noduri, să... Nu, vă rog! Nu, Andy, nu o să te trimitem la școala pentru cercetași. Credem că e timpul să ții o slujbă de vară. De
Deci, zilele tale de parazit fără niciun scop s-au terminat, nu? Nu! Nu! Ot, termină odată! O slujbă nu e ceva rău. Și oricum, gândește-te ce poți să faci cu banii câștigați. E super! O să fie vara lui Andy! Păcat că ești un tântălău fără pricepere și fără experiență. Ha, ha, asta s-o crezi tu, picioare de păianjen. Oamenii o să se lupte să angajeze un tânăr cum sunt eu. Andy, tocmai am primit un transport cu hârtie pentru muște. Te rog să-l pui în depozit. Da, domnule! Ești concediat. Puteți da o recomandare? Da, domnule Broadbent. Nu, domnule Broadbent. Da, o să-i transmit. La revedere. Ciudatul ăla iese vreodată din biroul lui de sus? Nu, și bine ar fi să nu iasă. Asta e ceva foarte important. Numai 2 porții de boabe de porumb la fiecare serie. Dacă pui mai mult, o să dea pe afară. Ai înțeles? Ok! Dumnezeule! Nu se întâmplă! Floricele? Neobrăzatule, nu este amuzant să pui gaz ilariant în tuburile cu oxigen ale pacienților? Ești concediat! N-are rost. Am încercat și am încercat, dar... Nu subaltă. Fierăria și cinemaul deja ne-au sunat. Ai de gând să le faci farse bătrânilor? Este clar că trebuie să te ținem sub supraveghere directă. Trebuie să-i găsești de lucru la fabrica de hârtie, m-ai înțeles? Nu, este imposibil. Păi nu te uita așa la noi, nu vom putea fi cu ochii pe el. Jen și cu mine o să fim preocupate cu curățenia la East Giggle pentru topul celor cele mai frumoase 10 orașe din Canada. Mamă, ți-am spus că vara asta este consacrată unui bronz perfect. Și eu ți-am spus că am nevoie de ajutor anul acesta. Wes Mushoof este pe primul loc de 2 ani și nu am chef să acord satisfacția de a câștiga a 3-a oară doamnei Brine, liderul comitetului lor. Și oricum, cred că mi-amintesc de cineva care a folosit mașina fără să ceară permisiunea. Ori o să mă ajuți, ori o să fiu pedepsită toată luna. Bine, cum o fi? De ce vă faceți atâtea griji? Ar trebui să fie anihilate peste 3000 de orașe din Canada ca East Giggle să intre în topul celor 10. Hei, eu am o idee! Nu o să scapi până nu-i găsești de lucru la fabrica lui Andy! Și te înșeli în legătură cu East Giggle. Odată ce eu și cu Jen o să terminăm, nici măcar nu o să-l mai recunoști. Nu-i așa, Jen? Da, da. Mâine la prima oră o să văd care este situația. Sau o să-mi caut alt serviciu. Alo? Bună ziua, sora Pundarutnau! Ce mai face azilul de bătrâni East Giggle astăzi? Fii atentă! Doamnă Brine, o să-ți ștergem zâmbetul ăla de pe față. Nu-i antrenant, draga mea? Oh, da! Sunt foarte fericită că stau pe stradă cu mama și nu sunt la piscină cu prietenii mei uitându-mă după băieți. Perfect! Să vedem ce e de făcut pe aici! O problemă cu ratonii! Uită-te mai bine, mamă! Cred că era un șobolan cu ochii negri. Ei, cel puțin știm de unde să începem! Poftim! Minunat! Nu numai că mă simt ca la închisoare, dar încep să și arăt ca acolo. Mersi, doamnă gardian! Poftim! Șamponul lui Jen, fixativul, gelul de păr și, în final, balsamul. Și aici e lipiciul, uleiul de măsline, vopseaua portocalie și sosul de roșii picant. Părul lui Jen are nevoie de o îmbunătățire! Tata! Tată! Am făcut-o! Ți-am găsit un post la departamentul de control al calității la fabrica de hârtie. Găzinu!
Cine știe, poate că o să iasă chiar bine. Bine. O, și Andy, mai bine îi iei lui Jen un șampon nou. În regulă? Da, tată. E groaznic. O să fiu urmărit în fiecare minut al zilei. E, privește partea bună a lucrurilor. Nu, foarte serios. Trebuie să privești partea bună a lucrurilor, pentru că tot ce văd e că o să fie o mare porcărie. Nimic nu poate face o zi mai productivă decât gogoșile. Hai să-ți arăt caseta de prezentare, după care vizităm fabrica. Bine ați venit la... Așadar, vrei să lucrezi în industria hârtiei? Vă mai amintiți cum se spunea că computerele o să elimine produsele din hârtie? Dar s-au înșelat. Ziarul nu mai este folosit numai ca sursă de informații. Are și alte funcțiuni. Încercați să vă reparați pantofii vechi cu chipuri de calculator. Și avem nevoie de hârtie pentru plicuri. Sunt folosite pentru scrisori. Să pui mărunțiși în ele sau o șuviță din părul iubitei tale. Aș vrea să văd cum face un calculator.